Duminica de astăzi este Duminica izgonirii lui Adam din Rai sau Duminica lăsatului sec de brânză. Textul Evangheliei de la Matei, capitolul 6, versetele 14-21, ne arată înțelegerea Mântuitorului despre noțiunea de post fără de slavă deșartă. Astăzi, reflectăm la căderea protopărinților, ca mâine să înceapă cele 40 de zile de post, numită limba greacă Megalite Sărăcosti. Aceste zile deosebite, vedem că în limba greacă termenul este mai cuprinzător. Termen care vrea să ne arate nouă icoana demersului umanității de la cădere până la înviere. De fapt, cele 40 de zile de post sunt icoana unei antropologii adevărate, a unei înțelegeri a vieții umane creștine care se îndreaptă prin cruce spre înviere. De fapt, aceasta este și noima triodului, pentru că teologia triodului nu este altceva decât un demers ontologic spre înviere, un demers de biruire a egoului nostru, a iubirii de sine spre învierea din păcat și participarea la învierea în Iisus Hristos. Experiența spirituală și viața creștină nu este de fapt un fenomen pur psihologic, ci unul ontologic, adică unul duhovnicesc. De astăzi, Mântuitorul Hristos ne oferă o rețetă în trei părți pentru post. Iertarea, postul și adunarea de comori în ceruri. Nu este un scop în sine, ci o integrare ca o lucrare folositoare în lupta credinciosului să iubească pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele lui ca pe el însuși. A posti înseamnă, potrivit Evangheliei de astăzi, înseamnă a ierta. Dumnezeu nu va ierta păcatele celui care nu iartă. Problema cu lumea noastră de astăzi este că noi am construit prea multe ziduri cu anumite decenii în spate. Am vorbit de cortina de fer, de războiul rece care împărțea lumea în două tabere. S-a vorbit și se vorbește însă și de cortina de bambus, în care lumea săracă, lumea tria, lumea defavorizată este marginalizată de așa zisa lume a civilizației și a culturii occidentale. De sute de ani, de mii de ani, sunt ziduri între rase. Tot asemenea sunt ziduri între soți și soții, între părinți și copii. Dar, din păcate, sunt și ziduri între oameni și Dumnezeu. Unul din cele mai bune moduri de a dărâma aceste ziduri este iertarea.
Să începem cu zidurile dintre om și Dumnezeu. Aceste ziduri sunt construite de păcat. Iar timpul postului mare, perioada triodului, este un spațiu în care biserica ne cheamă să privim spre crucea lui Iisus și de acolo la marea sa milostivire. Ea ne invită să venim la Hristos în post, la căutarea întâlnirii cu El în marea taină mărturisirii, unde suntem chemați să schimbăm păcatele noastre cu bogățiile Harului Său, să gustăm și să ne împărtășim noi înșine de dulceața iubirii sale, plină de atot milostivire sau iertare. Primind însă iertarea sa, Iisus Hristos ne cheamă să iertăm pe toți cei care ne-au rănit și să căutăm să obținem iertarea celor pe care noi i-am rănit. Mântuitorul Hristos ne oferă iertarea sa în mod generos, în mod negrăit. Dar iertarea sa ne obligă pe noi toți să iertăm pe ceilalți. Acest lucru ne spune Iisus Hristos în pericopa de astăzi, că te veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc, iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Creștinismul începe cu iertarea din partea Domnului nostru. Dar ea nu se încheie aici. Pe Golgota nu se încheie iertarea. Pentru că eu, tu, noi suntem iertați și zilnic suntem iertați de Dumnezeu pentru multele noastre păcate, astfel că suntem toți obligați să iertăm pe ceilalți. Teologia triodului devine un timp pentru a dărâma zidurile dintre om și Dumnezeu și apoi între noi oamenii. Ziduri create de dușmănie și ură, ziduri mai tari decât oțelul sau betonul, ziduri pe care doar iertarea le poate distruge. Iertarea este un cuvânt sublim, cuvânt des folosit, dar și cuvânt din ce în ce mai greu de înțeles și mai greu de întâlnit. În lumea de astăzi, un asemenea cuvânt lasă în urmă multe echivocuri, dar un cuvânt care ar trebui să fie din nou regenerat și în limba română. Iartă-mă este poate cuvântul pe care ar trebui să-l rostească copiii atunci când depășesc limitele, în loc de dar ce am făcut? Iartă-mă. Este cuvântul care ar trebui să-l și spună logodnicii
atunci când nu sunt fidele legămintelor lor de veșnică iubire. Iartă-mă! Mai ales acesta este cuvântul pe care soții ar trebui să-l aibă pe buzele lor în perioade critice ale căsniciei. Cu alte cuvinte, în fiecare zi, căci în fiecare zi iubirea și fidelitatea lor este supusă încercărilor. Iartă-mă este cuvântul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l adresăm lui Dumnezeu în acest post al pocăinței înnoirii. În taina împăcării cu Dumnezeu și cu aproapele, în taină în care preotul ne acordă iertarea în numele lui Dumnezeu. Iartă-mă este un termen foarte complex, iar înțelegerea lui nu stă în calcule aritmetice făcute pe marginea unor constatări, ci în nemăsura acesteia. Iartă-mă înseamnă iubește-mă și de acum încolo. Despre iertare, un mare părinte pastoral, Alexander Schmemann, a scris cândva următorul text. Triumful păcatului, principalele semnele domniei sale asupra lumii, sunt diviziunile, opozițiile, separările, ura. De aceea, prima spărătură în această fortăreață a păcatului este iertarea, adică întoarcerea la unitate, solidaritate, iubire. A ierta înseamnă a pune între mine și dușmanul meu iertarea radiantă a lui Dumnezeu însuși. A ierta înseamnă a respinge impasurile fără de speranță ale relațiilor umane și a le raporta la Hristos. Iertarea este cu adevărat o pătrundere a împărăției în această lume decăzută și păcătoasă. Prima noastră provocare pentru post este deci de a primi iertarea lui Dumnezeu și de a ierta. A posti pentru slava de sine înseamnă că ne primim plata aici și ne vom îmbogăți numai aici. Dobândim puțină slavă aici, dar nu am primit nici de cum din ceea ce este plata cerească sau veșnică. Pentru că în iubire se află viața veșnică și nu în egoism. Există multe motive cât se poate de justificate pentru a posti. Însă principalul este iubirea. În pericopa de astăzi, Mântuitorul ne dă cumva a doua parte a rețetei lui despre post, când spune: când postești, unge capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Iubirea a fost unul dintre principalele scopuri ale postului în biserica primară. De exemplu, atunci când creștinătatea avea mai puțin de un secol, un scriitor creștin, Hermas, a scris un interviu dialog cu un înger despre post.
întreba ce fel de post ține. Hermas a răspuns că postește în modul în care se obișnuiește. Îngerul nu a fost impresionat. A răspuns că Hermas nu avea nici cea mai mică idee de ce înseamnă un post autentic creștin și că ceea ce el făcea nu era deloc foarte impresionant, dacă nu chiar inutil. Îngerul a continuat spunând că dacă dorim ca postul să aibă un sens, trebuie să ținem o socoteală atentă câți bani economisim cu el și să dăm aceste economii săracilor și nevoiașilor. Un alt creștin în perioada de început a bisericii, pe nume Aristides, scrie în apologetica sa: dacă există un sărac între creștini și ei nu au posibilitatea să-l ajute postezi 2 sau 3 zile și dau mâncare pe care au economisit-o prin post persoanei flămânde, acesta este postul pe care suntem chemați să-l practicăm în timpul postului mare care începe mâine. Suntem chemați să postim nu doar din motive de autocontrol, de regim alimentar, de sănătate biologică sau rugăciune. Suntem chemați să postim, ci și numai pentru motivul iubirii, a ne refuza nouă înșine ceva pentru a putea să dăm ceea ce am economisit unei persoane aflate în nevoi. Undeva într-o țară peste ocean, o familie a decis să mănânce doar orez la masă o dată pe săptămână în timpul postului, deoarece aceasta este hrana zilnică a milioane de persoane defavorizate din lume. Desigur, orezul era gătit puțin mai deosebit. Nu era decât o fiertură apoasă ca în țările sărace sau din Asia. Când s-a încheiat postul, această familie s-a hotărât să continue practica de a servi o dată pe lună dar orez simplu la cină. Cu fiecare zi de post economisea aproape $3 pe care îi punea într-un plic special pentru a fi dat prin biserică săracilor din lume. Desigur, se pune întrebare de ce ei nu au renunțat la alte cheltuieli pentru că ar fi putut obține bani renunțând la vreun lux, de exemplu. Dar eu am simțit că mâncarea de orez să identifice cu aceea pe care o doreau să-i ajute. O dată pe săptămână în timpul postului și o dată pe lună după aceea, ei simțeau gustul foametei pentru a-i ajuta să-și amintească atât de belșugul pământului lor, cât și de situația disperată a celora care nu au acces la un astfel de belșug. Domnul Dumnezeu a spus prin profetul Isaia: nu știți voi postul care îmi place? Împarte pâinea ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l. Acesta este postul plăcului Dumnezeu. Triodul care ține să ne arate nouă în postul mare sensul
nevoinței noastre. Postul primăverii a sosit, lumina pocăinței. Să primim vestea postului cu bucurie. Căci dacă părintele nostru Adam ar fi postit, nu am fi pierdut paradisul. Postind trupește, fraților, să postim și sufletește. Să pierdem orice urmă de fără de lege, să rupem orice legătură păcătoasă, să împărțim celor flămânzi pâinea și să primim în casele noastre pe cei care nu au acoperiș deasupra capului, pentru ca să putem primi milostivire mare de la Hristos Dumnezeul nostru. Pericopa evanghelică de astăzi ne cheamă să ne adunăm comori în cer. Mântuitorul spune, nu vă adunați comori pe pământ unde molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer unde nici molima, nici rugina nu le strică, unde furile nu le sapă și nu le fură. Deci unde este comora ta, acolo va fi și inima ta. Întrebarea pe care Dumnezeu ne-o pune în Evanghelia de astăzi este, ce comori v-ați adunat în ceruri? Ce garanții aveți pentru când veți fi în ceasul de pe urmă? Ce veți putea susține că este al vostru când veți fi înaintea tronului lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să ne spună că trebuie să ne trăim pe deplin viețile pe acest pământ, dar și că trebuie să le trăim ca o pregătire pentru viața de apoi. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nouă înșine este, ne adunăm comori doar pentru această viață sau folosim această viață pentru a aduna comori eterne, comori pe care să le putem lua cu noi dincolo, comori care ar fi ale noastre pentru veșnicie? Toate comorile noastre de pe pământ, a spus Iisus, vor dura doar cât va dura această viață. Ele sunt trecătoare. Ele vor ajunge toate la groapa de gunoi. Dar în Iisus găsim comori adevărate care nu își vor pierde niciodată valoarea. Care sunt câteva din aceste comori pe care Dumnezeu ne cere să le adunăm, comori care sunt lui plăcute, comori pe care le putem lua cu noi, comori care ne aduc satisfacție în veșnicie? Întâi de toate există comoara iubirii. A fi bogat în iubire înseamnă a fi cu adevărat bogat. Există apoi, conform textului Evangheliei, comoara iertării. Cele mai puternice ziduri între oameni și între națiuni nu sunt construite din fier sau oțel, ci sunt create de teamă, ură și prejudecăți. Singurul mod de a dărâma aceste ziduri este prin practicarea iertării. A fi bogat în iertare înseamnă a fi cu adevărat bogat. Există comoara de a-L cunoaște personal pe Iisus ca Domnul și Mântuitorul nostru. Postul este un timp pentru a întări relația cu cea mai importantă persoană din univers, Domnul nostru Iisus Hristos. Prin rugăciuni mai multe în fiecare zi, prin citirea zilnică a cuvântului Său, în Sfânta Scriptură, prin meditarea la textele Sfinților Părinți, prin participarea la tainele Bisericii și în special la împărtășanie frecventă și apoi prin participarea la slujbele speciale din post. Viețile noastre sunt agitate de numeroase activități neesențiale,
care conduc la atacuri de cord și căderi nervoase. Omul de astăzi, om al neliniștii, este chemat în postul de acum pentru un timp pentru a plivi și a anula unele dintre aceste activități care nu sunt necesare și a crea timp pentru Dumnezeu cel viu și pentru suflet. Timp pentru a ne opri și a trăi. Timp pentru a aduna câteva comori în ceruri, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. A-L cunoaște pe Hristos personal este cea mai mare comoară. Există comoara credinței în Hristos. Fără această credință, niciun om nu poate fi mântuit. Credința este puternică, atât de puternică încât poate muta munții. Este forța, este tăria la care Dumnezeu însuși răspunde. A fi bogat în credință înseamnă a fi cu adevărat bogat. Există apoi comoara de a face voința lui Dumnezeu. Adevărata nobilitate, a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, constă în a face voința lui Dumnezeu, a face voința Tatălui și a fi numit de Iisus frate și soră și mamă, este într-adevăr o comoară. Există comoara rugăciunii, privilegiul minunat de a vorbi și a intra în comunie cu Domnul nostru, iubitor, la orice oră din zi și din noapte. Cu adevărat, ce privilegiu și ce comoară este a aduce totul la Dumnezeu în rugăciune. Sfânta liturghie a darurilor mai înainte sfințite constituie inima slujbelor din acest sfânt și mare post. Fără exagerare, putem spune că această liturghie este inima celor 40 de zile, întrucât este cea mai caracteristică slujbă a acestei sfinte perioade. În fine, este comara slujirii celorlalți în numele lui Hristos. Unul dintre proiectele noastre de slujire pentru Hristos în acest post va fi să punem în mâinile săracilor puțină milostenie. Milostenie care va mijloci pentru milostivirea lui Dumnezeu și pentru iertarea sa în viața noastră. Acestea sunt așadar comorile care contează cu adevărat în ochii lui Dumnezeu. Comori care nu ruginesc, ci vor dura veșnic. Comori de iubire, de iertare, cunoașterea personală a lui Iisus, credință, împlinirea voinței lui Dumnezeu, rugăciune și slujirea semenilor noștri prin postul iubirii. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost amenințat că îi se va lua totul. Marele Sfânt a răspuns: comoara mea este în cer și nu o puteți lua niciodată de la mine. Postim pentru a ne curăți de dorințele și plăcerile care înlănțuiesc mintea și inima noastră și ne împiedică să împărtășim cu căldura iubirea dumnezeiască a lui Dumnezeu și a aproapelui nostru. Iubirea se află în memorie, memorie neîntreruptă a celui iubit.
Mântuirea se află în memorie. Am venit la existență din neființă pentru a ne aminti neîntrerupt cu iubire sfântă pe Dumnezeu Tatăl nostru și icoana acestuia, omul. Ori de câte ori gândirea sau mintea și inima noastră uită aceste lucruri și se îndreaptă spre lumea materială și prin aceasta către egoul nostru, viața noastră atunci eșuează de la adevăratul scop, pentru că păcătuim împotriva rațiunii pentru care existăm. Prin păcat stingem în noi iubirea dumnezeiască, sau cum o numesc părinții greci, theiki agapi, care potrivit conținutului ei duhovnicesc este viața dumnezeiască veșnică sau energia dumnezeiască sau prin excelență arătarea, revelarea și manifestarea lui Dumnezeu. De aceea să nu stingem Duhul, ne îndeamnă Apostolul Pavel în întâia sa epistola către Tesalonicieni, care este Duhul iubirii și al adevărului. Să postim prin conștiență, îndepărtând iubirea noastră de sine pentru a sălășlui Hristos și Dumnezeu în noi și să tresalte noi toți oamenii în funcție de ce grad ne îndreptăm spre acest demers înnoitor, vom trăi și vom sărbători Paștile Domnului ca Paștele nostru personal. Acest post este o chemare pentru a deveni fii ai Paștelui, pentru a deveni toți ființe pascale. Amin.